Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio sunt doi lideri de sindicat. O să discutăm în această seară despre modul în care se va face împărțirea banilor la angajații complexului energetic Oltenia. Cele 24 de milioane deja s-a stabilit care pe unde vor merge. Li se acordă o importanță foarte mare conducătorilor în toată această ecuație, dar mai multe despre subiect și nu numai discutăm cu invitații mei, domnul Nicu Bunoaica, președinte executiv Departament Energetica, responsabil pe zona Motru, de asemenea președintele Sindicatului Solidaritatea 2013. Bună seara, bine ați venit! Alături de noi, de asemenea, este domnul Iulian Păuna, președinte executiv la Departamentul Energetica, responsabil pe zona Rovinar Berbeș, președinte executiv Sindicatul Limitul Oltenia. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc amândurora că ați acceptat invitația din această seară. Începem cu modul în care s-a făcut împărțirea banilor, cele 24 de milioane de lei. Constat, stimați invitați, că sindicatul pe care dumneavoastră, sindicatele pe care dumneavoastră le reprezentați și Federația Energetica este cumva în dezacord cu tot ceea ce au convenit celelalte sindicate din complexul Oltenia în acord cu administrația, domnule Bunoaica. Din câte știți dumneavoastră, acea rectificare de buget de 24 de milioane a fost cheltuit 1 milion din ei pe clientela sindicală. Deci s-au făcut referate de la unitățile miniere, de la termocentrale către complexul energetic Oltenia și care au fost aprobate. Stați un pic. Cum? Din 24 de milioane noastră spuneți că s-a luat 1 milion deja? Da, 1 milion este dispărut. Nu se mai... Cele 25 de milioane, normal, care au venit pe rectificare de buget pe 2017. Sunt 24, nu 24, sunt 25. Au rămas 24 din cele 25. Deci toată camarii la sindicală, cu toți acoliții lor, cu toți aserviții lor, și-au primit clase. S-au făcut referate pentru ei și au ușușit aceste creșteri salariale. Pentru că noi, la ei, la un moment dat, au văzut că grila noastră de salarizare propusă de noi, au văzut că nu mai pot să mai aibă creșteri salariale, de la o anumită clasă nu va mai crește niciun salariu. Oamenii au zis că ce să-și facă aranjamentele de acum ca să poată să fie o liniște și pentru managerul general la Comisia de Negocieri. Dar, haideți să începem un pic, să facem o prezentare a Federației Energetica, din care sindicatul Limitul Oltenia și domnul Bunoaica și sindicatul de la Hujnicioara și sindicatul de la Jilț facem parte și sindicatul Viitor Minier. Sunt șase sindicate care face parte. Ultimul acum a venit. Cât îți sumează ca număr de membri energetica? În jur de aproape 1000 de oameni. 1000 de angajați. Da, ok. Care reprezentăm. Deci vrem ca să și ascultătorii noastre să ne cunoască, să cunoască și Federația Energetică, care până acum n-a fost promovată. Prin noi, sindicatele independente, încercăm să îi creăm această imagine, federații în care suntem niște lideri foarte verticali, nu pot să ne controleze, să ne verifice oricine, nu are cu nimic cu ce să lega de noi. Precum ceilalți partenerii sindicali care au afaceri, care au numai lucruri murdare și sunt... Acum, nu o dați pe toată lumea că este implicată în lucruri murdare, toți liderii de sindicat. Probabil vă referiți la mari lideri, ăștia exact, care participă la negocierea contractului colectiv de muncă. Pentru că până la urmă cu ăștia, cu acești lideri vorbește administrația complexului. Administrația întotdeauna a făcut înțelegeri cu ei, pentru că ei au în spate mii de oameni, nu? Și întotdeauna și directorul general și dumneavoastră, ce a fost pe la Jilț, ține cont de aceste mari sindicate. Păi, că ține cont nu este o problemă. Nu este o problemă. Că ține cont și că se consultă cu liderii de sindicat este absolut în regulă. Problema este ce... Liderii de sindicat... În ce direcție se înțeleg, adică... Deci, să zicem, salariații fac o grevă, da? Liderii de sindicat profită și se duc pentru clientela lor și aranjează anumite referate. Exact cum a fost întotdeauna. Exact cum se referă colegul. Sunt diferențe. Bine, dar în momentul... Haideți că deja intrăm în alte subiecte care mie îmi convin, pentru că poate sunt subiecte despre care telespectatorii noștri au semne de întrebare și pe care mie îmi convine să le clarific.
Spuneți dumneavoastră că atunci când au fost câteva evenimente, Jilț Nord, știi că s-a încercat o astfel de mișcare, și anume ca angajații să nu intre la locurile de muncă, și Jilț Sud ulterior. Și Roșuța. Și Roșuța, e adevărat. Bun, cum spuneți dumneavoastră că s-au aplanat conflictele acolo? Prin acordarea unor clase liderilor de sindicate? Sau cum? Că eu asta înțeleg din ce spuneți dumneavoastră. Că în momentul acolo, în care oamenii protestează, vine liderul și îi zice directorul general, ia domnule, aici trei clase la salariu și liniștește-ți oamenii. Chiar atât de ușor sunt oamenii de influențat? Acolo la Jilț am impresia că a avut o influență și liderii de sindicat la ceea ce s-a întâmplat acolo pentru a-și arăta mușchii față de complexul energetic, să țină cont de ei. Ați înțeles? Deci din punctul meu de vedere că lucrurile au denaturat puțin, liderii de sindicat, să nu uităm ce au pățit acolo, că erau să-i linișeze oamenii. Au venit îmbrăcați ca maneliștii și când au văzut oamenii, au început să-și aducă aminte de ce? Salariile mici, discrepanțele care sunt, că știți dumneavoastră, sunt discrepanțe minore, cele pe unități care minore. Sunt diferențele pe fiecare meserie, de la clasa 12 la clasa, să zicem, 30, da? Un lăcătuș mecanic. Unii se află acolo și unii se află aici. Nimeni nu se află aproape de medie, cu două, trei clase diferențiere sau patru clase. Pe urmă sunt discrepanțele majore. Major în ce sens? Sunt zona SNL-ului, care este zona săracă, care a venit în complexul energetic Oltenia cu salarii mici. Sunt diferențe pe grad de salarizare de 1000 de lei, de 10 milioane vechi. Deci, acordând aceste sume în mod egal la toți oamenii, da? Se mențin discrepanțele. Dar, vorbeați dumneavoastră despre, făceați o prezentare a Federației Energetica. Noastră, practic, vreți să le transmiteți acum conducătorilor companiei că sunteți reprezentativi la nivel de federație în complexul Oltenia și că vi se cuvin locurile la prezidiu, la negocierea contractului colectiv de muncă. Deci avem și noi două posturi la Comisia de Negocieri, în care și domnul colegul meu Nicu Bunoica face parte. Și domnul Crețan. Și domnul președinte Crețan și domnul Dumitru și domnul Popescu Constantinescu, domnul Neferu, care vor face parte din Comisia de Negocieri. Dar spre este un lucru fapt la noi că toate deciziile și hotărârile se ia la nivelul de comitetul nostru de organizare. Departament. Deci nu va încălca niciunul o regulă stabilită de departament, cum a avut șansa să vedem la Federația Univers, care zicea că se consultă sindicatul și așa mai departe, dar uneala la celui doi camelioni, Marciu și Căldărușe, să ia singuri deciziile în numele celorlalți lideri de sindicat. Aici nu. Aici avem o regulă. Da, de unde știți că așa se întâmplă? Pentru că știți că și eu am rămas am mai rămas o perioadă în Federația Univers și am fost titular, am fost foarte vocal pentru că n-am găsit transparență acolo. Am făcut adrese către Federația Univers în care am cerut, domnule, nu se poate ca Marciuc să apărim în comisie și noi să nu știm anumite lucruri care ei le știau de demult sau poate le făceau cu administrația și veneau acolo, nu mai regizau un fel de comisie. Nu mi se pare corect. Deci, trebuie să fiu informat ca sindicat, trebuie să fiu informat ca membru în comisie, nu? Era normal să știu lucrurile acestea, ce vor să facă. Că vor să bage sporurile, că vor, nu știu ce, grile, nu știu cum, nu știam nimic. Bun, dar nu s-a renunțat la aceste idei, că vor să bage sporurile în salariul de bază. Nu se mai discută nimic. Nu se discută absolut nimic. Deci, este totul stand-by. La ultimul consiliu federal care am participat, după aceea, de asta am și plecat din Federația Univers, am pus problema cu sporurile. Federația Univers, Marciu și cu domnul Căldărușe, susțineau cu introducerea sporurilor. Și atunci, un punct de vedere a fost că și am luat, că ei fiind cu studii superioare, inginer și inginer, am luat un exemplu, un inginer care lucrează la birou și un inginer care lucrează în carieră. Cum putem să facem o diferență între ei? Decât printr-un spor. Sporul să fie acordat celui care muncește în producție, nu cei care stau la birouri. Din punctul nostru de vedere referitor la spor, sunt în zonele miniere sporurile de carieră, care trebuie luate de la ultimul om și până la director. Sporul de carieră. Pe urmă urmează sporul de condiții deosebite care trebuie până la un anumit nivel. Adică acel nivel să fie șeful de sector un anumit quantum. Avea odată, pentru că omul acela are și muncă de birou, să duce și în teren,
are utilaje, are linii tehnologice și trebuie să aibă, da? Bun. Pe urmă vine zona energetică. Acolo știți dumneavoastră că au acel spor de tură de 5,5, care îl merită oamenii aceia. Sunt fer convins că îl merită și trebuie să-l aibă. Pe urmă să vină sporul de fidelitate pentru ei, care se acordă. Acel spor de fidelitate, știți dumneavoastră, este tot un spor de condiții, dar da, transformat de mari lideri de sindical pentru, și știți dumneavoastră, există și în zona minieră. Așa. Ceea ce este anormal. Acesta este un punct și care l-a dezbătut pe masa la minister. Bun, ajungem și acolo. Dar vreau să revin un pic la cele 25 de milioane despre care spuneți dumneavoastră că au rămas 24 pentru că un milion l-au luat pentru a le da... dar atenție, nu liniștea. Toți liderii de sindicat sunt angajați ai complexului energetic Oltenia. Sunt lideri de sindicat care sunt plătiți de sindicat, cum este exemplul domnului Căldărușe. Păi, da? Domnul Căldărușe a făcut lobby pentru a prinde un post de inspector social? Nu s-au creat încă acele posturi. Ba, sunt. Și funcționează. Funcționează, dar nu s-au ocupat de liderii de sindicat. Stați un pic, adică a fost atât prezența. De dezbătut subiectul acesta, l-am întrebat pe Sorinel Boza personal, care-i treaba cu posturile de inspector social și cu acordarea acestora așa pe sprânceană liderilor de sindicat, și mi-a explicat că sigur e o chestiune care rămâne să fie stabilită, nu s-a făcut încă încadrarea acestora pe posturile de inspector social. Cred că se mai gândesc un pic, că nu sunt sigur dacă e bună mișcarea. Liderii, unii care au avut facultăți adecvate, au fost băgați pe protecția muncii, inspectori protecția muncii, Marciuc, așa. Și ceilalți, Bădiță, cei cu ultimii din căruță, Bădiță și Roșca, au fost băgați ca inspectori. M-ați înțeles? Deci, inspectori. Așa și sunt șeful lor este domnul Marciuc, care le face prezența când și când, că nu prea dau pe la complex. Nu prea și fac fețele văzute pe la complex, pe la locul da. De muncă. Acum, pentru că nu am verificat această informație, dacă sunt sau nu sunt responsabili la locul de muncă, nu. Ce pot să vă spun că la ora actuală, pentru banii ăștia care sunt așa, repartizați. Deci vorbim de cele 24 de milioane, ca să avem o coerență pentru telespectatorii noștri. Bun. Deja sindicaliștii ăștia mari. Așa. Au pornit cu presiuni asupra conducătorilor de cariere, au venit cu listele lor, cu tabelele lor, ca să-și să-și primească acei oameni bani. Pentru că așa s-a stabilit administrația, să se dea la fiecare carieră și să-și împartă ei frumușel bani. Da? Lider, de aici, despre asta este vorba. Normal este că liderii care sunt aferenți acelei cariere trebuie să participe împreună cu șeful de carieră la distribuirea acestor bani. Bun. Dar v-am spus că acum domnul Căldărușe, care e pe partea de rovinari, din surse venite așa. Și auzite, că au început să facă presiuni pe director și pe șefii de carieră. Au venit cu tabelele lor ca să se respecte oamenii aceia trecuți pe tabele să primească acești bani. Și ceilalți rămânând iar prin afară. Bine, dar stați un pic din afară. Asta vreau să zic și în 2015. Dar stați un pic din afară. Vreau să spuneți că nu toți oamenii vor primi bani? Nu. După metoda care o aplică ei, pe metoda care o aplică ei, nu. Am avut o discuție nu, chiar astăzi. Nu, pentru că și-au acoliții. Deci, vă dau un examen 2015. Trebuie să fiți foarte responsabili pentru ceea ce spuneți foarte aici. Adică eu nu cred că ar fi atât de inconștient și de la SMEO să repete episodul din 2015 spun, în care venit, fix chestia asta s-a întâmplat. Oamenii efectiv nu o să suporte lucrurile. Au venit chiar cu lozinca că ei sunt sindicate majoritare. Și ei trebuie să votărească să decidă. Banii ăștia se împar la toată lumea. Nu, dar, Manuela, mă credeți că eu am surse și informațiile sigure că așa s-a întâmplat. Că banii se dau pe o frumoși pe Exact. Ce s-a întâmplat? Apartenența sindicală. Exact. Mi-e greu să cred, dar rămân să verific pentru că... Cei din TESA, știți dumneavoastră, așa. Nivelele acelea care există la complexul energetic Oltenia, au fost aranjate... Nivele, știți dumneavoastră, de la 1 la 5. Acele au fost reașezate pe timpul lui domnul Ciurel, da? Eu am avut o discuție astăzi cu domnul Laros. E posibil să nu mai primească niciun leu acolo, să știți. Este vorba de TESA productivă, adică cei din MC-uri, cei din unități care trebuie să primească. Acei oameni nu sunt așezați, adică sunt diferențieri mari între ei. Și oamenii, bineînțeles, ceilalți muncitorii care vor primi din acest fond. Deci este posibil ca aceștia să nu primească cu nivelele acestea, sunt puși pe o linie, sunt așezați salarial, nu sunt discrepanțe între ei prea mari și au salarii bune. Ați înțeles? Deci acolo se vor duce banii.
Se vor face niște criterii bine stabilite. Liderul de sindicat va semna alături de șeful de carieră, când va negocia un om, îi va da un salariu, îi va da niște bani acolo, o clasă, și niciun document nu va ajunge la Complexul Energetic Oltenia fără semnătura liderului de sindicat. Nu este un lucru rău. Administrația împreună cu sindicatele de comun acord fac lucrul acesta, dar știți și dumneavoastră despre ce vorbește domnul Păuna? Că se fac liste cu persoanele care trebuie să primească banii ăștia. Eu vă pot da un exemplu. Un exemplu care mi-l asum. Bun. S-au făcut, deci, promovări înainte de acest lucru care a venit cu banii ăștia să-i dăm în urma presiunilor ce au fost. Da? Bun. Mulți dintre clienților sindicali sau poate și ai administrație au luat clase, vă asigur. Pe zona Rovinari iarăși s-a dat la greu, s-au dat bani. Da? Asta... Eu am avut, de exemplu, sudori. Era o hotărâre de directorat în care spunea așa, meserile deficitare care erau sudori, era vorba de vulcanizatori, așa, era vorba de strungari, trebuiau să primească automat hotărâre de directorat. Am făcut în acest sens documente în care am cerut directorului de la unitate să facă către IMC-ul și IMC-ul mai departe. S-au dus toate promovările până la Complexul Energetic Oltenia din luna decembrie, niciun ban n-a primit nicio clasă, niciun ban n-a primit acești oameni care meritau. Înțelegeți? Acum i-am întrebat, domnule Muraru, ce s-a întâmplat? Una că s-a dat bani. Păi acum au primit promovări, să zicem, nu? Cum a primit Marciuc de la clasa 52 la 58? Cum a primit Bădiță de la 50 la 56? Cum au primit ăștia? Și meserile deficitare, care au hotărâre de directorat, deci care nu trebuia comentată și trebuia făcută, nu s-a pus în aplicare. Munaica, o să avem grijă acum, deci o să avem grijă acum, deci anumite referate au fost sărite. Deci nu, dumneavoastră nu vă dă de bănuit că până la urmă contează și liderii de sindicat care vin pe acolo? Eu sunt convinsă că ține de liderii de sindicat. Deci pe un post de televiziune și managerul general a recunoscut că cei mai mulți bani și cele mai multe clase s-a dat în zona termo. Minerii auzind și chestiunile astea, deja a început să iese o zânzanie între mineri și energetici. Deja minerii de la mine, care mi-au cerut să mergem la ministerul ăsta să ne despărțim. Energia să fie energie, mineritul minerit. Este o problemă. Pentru că în trecut, dacă stăm și ne analizăm, când s-a creat complexele ăștia, s-a creat pe baza că termocentralele, termoelectrica trebuia să intre în faliment. Minerii la ora actuală, termoelectrica avea vreo 9.000 de miliarde de achitat minerilor. Minerii a înghițit această datorie formându-se complexele. Și totul s-a tras și pe modernizarea termocentralului și pe tot ce s-a construit în aceste complexe, tot pe spinarea minerilor. Minerii nu mai pot să mai suporte. Au rămas sclavi. Au devenit sclavi. Sclavi. Și energeticienii de acum se uită cam de sus la mine. Au rămas ultimi, nu se mai poate. Explicați-mi un pic de ce această strategie a administrației, pentru că mi-e greu să cred că au așa îi s-a pus pata pe mineri. Păi și dau zis că un tablotar are responsabilitate. Un rondier are o responsabilitate. Un sudor are responsabilitate. Dar în partea asta un om care stă acolo lucrează și în grupul grupului. Nu sunt persoane izolate cum sunt în carieră. Și omul acela care e mașinist la o stație de acționare are o responsabilitate și are o responsabilitate foarte mare. Are și o valoare în spinare. Ca și echipajele care lucrează pe utilaje. Ca și sudorul care vine și sudează grizi de rezistență la utilaje sau suduri mai speciale. Are și el o responsabilitate. Dar de ei nu se amintește nimica. De ei au rămas, cum v-am spus mai înainte, sclavi. Sclavii acestui complex. Bun, da, în definitiv și oamenii aceștia vor beneficia de bani. Haideți să vă spun că eu am luat oameni la mine, din carieră, la sectorul nu meu, doar cei care aparțin postelor complexuri. La sectorul meu sunt 695 de persoane, la fondul care este dat pe ăsta, l-am făcut calcule și este 150 de lei pe persoană. Ăștia sunt bani? Ăștia sunt bani la munca care se face și la deficitul de personal care îl avem,
și oamenii se chime ca să asigure cărbune pentru termocentrală? Bine, trebuie să spunem că în minerit, în fostul serviciu... Ați văzut că s-au făcut poste pe Facebook, pe condițiile în care lucrează minerit? Da, am văzut că e foarte activ. Deci un miner, vă spun, omenește. Și chiar și colegul poate să-mi o confirme, că el poate face și munca de necalificat, face și munca lui de sudor, poate face și munca de mecanic. Și plăti pentru o meserie. Exact așa sunt. Bun, asta este o chestiune despre care am cunoștință, cum că oamenii, deși li s-au dat sarcini în plus, în termo, haide să vă mai spun o treabă. În termo se respectă organigrama unui grup cu personal, dar unei linii trilogice sau unui escalator sau un abzeț, o linie de haldare, nu. Haideți să vă spun că v-am mai zis și la alte emisiuni. Pe un utilaj, un escalator, proiectantul a prevăzut minim 6 oameni, maxim 11. Și acum suntem sub. Sunt 5 persoane care desfășoară activitatea pe un escalator. În timp ce ții 130 de mineri, 150 de mineri cu director, cu economiști, cu contabili, cu toată clientela politică, îi ții undeva în zona, să zicem, la IMC Motru, da? 130 de mineri care au fost, unde au fost? Au fost în cariere, da? Au fost pe anumite posturi de mecanici, i-a luat acolo. N-au ce face pur și simplu acolo. Pur și simplu au condiții de grupa întâia, au premii, au bonusuri ca și noi, da? I-au luat de acolo și i-au dus acolo. Pe clientelă e un caz ieșit din comun, care l-am și sesizat la complex. Sudor, care n-a avut o zi de minerit, a fost luat de la trenul mecanic și dus în zona aceea. Să spune și mie ce fac cei de la Chișcani. Te primesc bani. Ce fac la Chișcani? Stai un pic, că nu primește Chișcaniu bani. Acum asta e o informație eronată. Uitați-o noastră. Sunt un număr de oameni care totuși... Sunt 30 și ceva de oameni trebuie, care sunt, chiar trebuie să le dai salarii. Da, normal, nu sunt vinovați oamenii. Chiar nu sunt vinovați. Stați un pic. Vinovat este că... Nu poți ca să pui lacătul. E vorba de 30 de persoane, 30 ceva, nu mai mulți. Adică despre ce vorbim? Păi stați, doamnă, și un pic. Dați de acord. Și cui să le asiguri? Dar pe ăștia e omor? Realizați ce ar însemna să plece și aia acasă, efectiv, ar fi vandalizat. Păi și pe cei care muncesc și cu greu îi omori? Păi nu a zis, nu luați la modul ăsta, că unii omori și... Că nici pe aia nu știu pe nimeni, le dau probabil... Da, oamenii din minerii sunt nemulțumiți, pentru că știți dumneavoastră, vine din fostul SNL-ul, în care salariul este mai mic și săracii acolo sunt, ai complexul. Asta este adevărul, oamenii cu angajații cu salarii mici vin din fosta SNL-ul și nu de la complexuri unde cât de cât au fost privilegiați. Scurtă pauză de publicitate, revenim în studio și continuăm această discuție. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că alături de mine sunt liderii de sindicat Nicu Bunoaica și Iulian Păuna, vorbeam membrii ai Federației Energetica, vorbeam în prima parte a emisiunii despre nemulțumirile pe care sindicatele afiliate Federației le au vis-a-vis de modul în care administrația împreună cu sindicatele, pentru că a fost un acord încheiat între toată lumea, au gândit să împartă cele 24 de milioane către angajații companiei. O întrebare care să te-am gând și în prima parte a emisiunii, o să reiau ideea acum. De ce credeți dumneavoastră că s-a ajuns la această metodă de împărțire a banilor? Adică nu era mai simplu ca cei din TESA, resursele umane, dar departamentul ăsta în care chiar nu cred că au lipsă de personal în momentul de față, iar dacă o au, îmi cer scuze celor care lucrează acolo și sunt supra-solicitați, dar bănuiala mea este că nu e lipsă de personal acolo la resurse umane, puteau să facă ei munca asta. De ce au dat sarcină șefilor de cariere? Din punctul meu cariere? De vedere, domnul director general s-a speriat de evenimentele care au fost. Ce zic? Așa de timid e domnul Boz, așa ușor de intimidat e domnul Sorinel Boz. Deci eu sunt ferm convins că s-a speriat. Și a zis, de ce s-a speriat? Că cineva a zis că face grevă sau ce? Păi până la urmă, nu știu, poate veneau minerii peste el, poate veneau că sunt probleme majore, nu? Imediat, domnul Păuna. Ce se întâmplă? Domnul director a vrut să arunce responsabilitatea în spatele liderului sindicat. Ce zic? Luați banii și faceți ce vreți că ei. Pe urmă, știți dumneavoastră, nu se va face mare lucru, da? Vor apare discuții și divergențe și unii vor primi, unii nu vor primi, poate așa se va întâmpla. Sunt ferm convins
Cum îl mai trage la răspundere pe domnul director Boza? Domnul director Boza va ieși pe un post de televiziune și va spune... S-a spălat pe mâini. Sindicaliștii nu sunt în stare să nici să facă o egalizare, nu? Da, dar nu e vorba de sindicaliști, e vorba și despre șefii de carieră, despre reprezentanții TESA, că ei în acord cu sindicatele fac treaba asta. Da, poate fi o metodă a managerului, a directorului, este posibil să, pe mâini, da, să existe o înțelegere și între domnul Boza, director, și lideri de sindicat, adică mai lideri de sindicat în teren ca să-și impună listele cu oamenii lor care vor să-și negocieze. De ce această metodă, domnule Popa? Pentru că tot timpul, și acum cât să a venit vorba și cu resursele umane, munca cea mai multă și cea mai grea se fac la nivel de unități. Deci verigile care, resurse umane și viziunea minieră și complexul energetic cu Oltenia cam verifică ceea ce se face, da, în bun, teren. Era și asta o metodă, doamne, vin ăștia din carieră, da, din teren, vin listele frumoase cu oamenii și să mai existe o soluție la avizul, ultimul aviz să se dea la... Nu, la aceea ca... Sediul exact, central cum ar veni, cum da? Colegul meu. Deci domnul Boza vrea și-a cumpărat liniștea pentru Comisia de Negocii. Prin ceea ce a făcut și prin ce a făcut cu cei mari lideri de sindicat. L-a dat în teren să se descurce oamenii, să vadă cum se descurcă. Ce, și lideri de sindicat și șefii de cariere, pe o parte este bine, pentru că nu știe directoratul ce este în, ce carieră. Este în carieră. E adevărat și asta, sigur. Și este mai bine la aprecia. Dar ideea este următoare, ci lați camarinele să stea aici, la complexul de locul, să-și lase liderii lor care sunt în teritoriu să-și facă treaba. Nu se intervine ei. Acum... Și să apostrofeze, să amenințe conducătorii de cariere. Au existat astfel de situații? Exact. Deci v-am spus, din informațiile mele, s-au făcut presiuni. S-au făcut presiuni și de-abia așteptam să ies public pentru chestiile care le-au făcut acești mari lideri de sindicat. De punctul meu de care, de... Haide să... Presiuni cu ce? Că ce? Ce le spune? Ca să li se aprobe lor listele cu oamenii care le iau ei. Pe ceilalți să fie dați la o parte. Dar stați ridicate ca să vă mai întreb eu. Ei nu cunosc situația din teritoriu. Nu știu cum, asta vrea să spună. Numai puțin. Eu nu știu cum funcționează relația asta, lider de sindicat, șef de carieră, da? Ce influență are liderul de sindicat asupra șefului de carieră în fața administrației? Stați așa un pic. Că nu pricep. Adică ce se duce X de la sindicatul Y și spune lui Boza, domnul Boza, vedeți că domnul de la cariera cu tare nu este foarte... Nu. Știți cum nu este? E foarte ascultător și eu îi spun una, el face alta, el face ce trebuie. Așa se întâmplă că nu pricep. Deci mari ăștia, lideri sindicat, au rămas cu meteagna lui Marin Codescu. Cu Marin Codescu. Eu am priceput că lucrurile au evoluat un pic în axa sindicală și că nu se mai întâmplă chiar așa. Ba nu, aceștia au fost învățați să vină să-și impună. Da, e adevărat, se întâmplă lucrurile acestea. Se întâmplă oamenii. Mai susțin directorii din unități, mai susțin. Ce influență are liderul de sindicat? Are o influență la directorat mare, asupra unui... Foarte mare. Foarte mare, da. Nu s-a trecut de etapa asta în CEO? Nu. Este nu. Numai așa de fațadă, dacă pentru te uiți, zici că nu se întâmplă, dar lucrurile se întâmplă. Mi se pare normal ca Roșca să-i zică unui director de MCO, eu te-am pus, eu te dau jos. Așa s-a întâmplat? Da, bineînțeles. Îmi asum ce spun că l-am auzit cu urechile mele. Ca la MC Motru, se vă rog, domnul Dafinu, directore, vezi că eu te-am pus, eu te dau jos. Mi se pare normal? Da. Păi și atunci cum luăm lucrurile? Spuneți. Deci exact cum zice și colegul, că să nu pierd ideea. Tot așa cu liderii și a sindicat, care au fost format de școala lui Condescu. Au rămas cu metecnele lor vechi. Nu s-au schimbat deloc. Vin cu pretenții. Bun, ei sunt aceiași, dar s-a schimbat conducerea complexului. Nu. Pentru că astăzi să vă spun o treabă. Pe partea de zona Rovina a fost avertizat de persoana respectivă, importantă. Fost președinte de sindicat, care a cedat și s-a dus în administrație. Și ne-a avertizat. Vedeți că voi sunteți singure sindicate independente care ați mai rămas vocali. Nu spuneți că e vorba de domnul Rușeț. Nu pronunț niciun nume. Așa. Nu pronunț niciun nume, nu este vorba de domnul Rușeț, care ne-a spus că sunteți singurele sindicate care ați mai rămas vocale în complex și vor să vi se închidă gura de cei mari. Da. Bun, știți că și despre președintele energetic a reprezentat de la Goș, domnul Crețan, circulă tot felul de zvonuri că mai e un pic și se angajează în TESA, la complexul Oltenia. Nu are cum. Asta cred că sunt niște zvonuri.
Are dreptul să-și angajeze un are dreptul. Păi, dreptul la afer și poate și eu am dreptul să mă angajez la ceva. Stați un pic, adică cum? Păi nu așa tot trădare ca din partea celor despre care îmi vorbeați până acum? Nu, nu, nu. De ce? Păi ce, la lideri de sindicat nu sunt? Ba da, despre ei vorbim acum. Ba da, despre ei vorbim acum. Domnul director Vulpe. Domnule, despre ei vorbim acum. Știți ce a făcut? A fost angajat la complex? Ok. Deci nu s-a asta spuneam, domnule, despre ei vorbim acum, despre ăștia care sunt lideri de sindicat și sunt angajați ai administrației și care au primit, spuneați noastră, clase așa, grămadă. Vă spun eu ce îi deranjează de domnul Crețan, președinte Crețan. Îi deranjează că nu poate să se agățe cu nimica de dânsul. Spuneți-mi și ca și de noi. Asta e, asta e marea lor nedumerire și nu știu, necaz că nu poate să se agățe. Noi suntem corecți, nu au cu ce să agațe de noi. Nu facem afaceri. Nu face jocul murdare cu administrația. Noi tot ce am încercat să facem. Bun, urmează, sunt multe subiecte pe care trebuie să le discut și propun să trecem mai departe. Urmează împărțirea celorlalte 20 de milioane, da? Ulterior date de 1-a 2-a 2018. Adică când identificăm resurse, eu sunt nu știu, sunt sceptic la lucrul ăsta că se va mai întâmpla. Și-au luat, nu, și-au luat angajament acolo la mega întâlnirea de la minister cu un document, Toma Petcu. Un document? Da, există un document în care scrie. Știți cum este? Notă, ce-o fi, da. Știți cum este? Noi și adică noastră, stați un pic, spuneți că nu se vor mai da banii? Nu cred. De ce? Pentru că acești bani ca dacă să mai dea... Dacă tot pe mână unii cu alții să mai dacă... dea, păi știți ce a spus ministrul? Da, am fost la discuții. Vre ați salarii? Fost la întâlnirea cu sindicatele nu de la atunci? Acea întâlnire, la o întâlnire. La o nu, la cine a spus și nou. Da, imediat, bun. A spus că dacă vreți salarii, trebuie din banii de investiții. Care investiții? Domnul Bozan zice că a făcut investiții 80%, da? Nu, vă spune bunaică ce s-a făcut în zone miniere. Zero. Asta e investiția, zero. Acolo... Fier beton poate a adus pentru a cârpi benzile. În rest, nimic absolut. Eu fac parte dintr-o carieră în care fac revizii mecanici. Luau bucșele de la un excavator, le arunca peste treaptă în partea cealaltă. Le mai îndrepta, le mai punea la celălalt excavator. Reviziile făcute așa, pe genunchi. Multe revizii zilnice. Se oprește câteva ore și se remediază. Șuruburi nu. Numai vinări nedemontabile. Suduri, atât. Șuruburi nu, nici n-au mai adus la magazie, păi n-au ce să mai facă cu ele. Pur și simplu tot ce era prins în șurub să sudează. M-ați înțeles? Rolele de la care de rurale sunt uzate, sunt uzate dacă au mers rolele care de rurale uzate, dar au mers rolele de a uzat sudura și s-a desprins care de rurale. Deci vă dați seama și dumneavoastră cum sunt excavatorile acelea. Ți-e și frică să lucrezi pe ele. Bun, deci spuneți dumneavoastră că ministrul la o întâlnire cu cât înainte, cozi înainte, da, față de marea întâlnire dintre administrație, sindicate, minister, da. Ați fost și dumneavoastră. Nu i-am venit cu niște puncte de se poate obține o economie de bani. Cu niște puncte, da. Bun, și vi s-a spus dumneavoastră că dacă vreți la 20 milioane în plus, dacă nu găsim variante, în regulă, vă alegeți. Eu pricep, adică vă alegeți ori investiții, ori salarii. Ce vreți, spuneți-ne, că noi vă dăm. Așa s-a mers. Da, dar noi am zis, domnul ministru, noi am venit cu puncte. Da, bun. Să consumăm energia din termocentrale la noi în cariere, da? Să o consumăm pe internet. De ce să o dăm în afară și să o luăm de 5 ori? Nu? Noi o producem. Noi am venit cu niște foarte puncte, bine. Cu niște puncte ale noastre, cu deschiderea unei cariere de calcar, care s-a făcut niște rapoarte de mediu, se poate deschide, pentru că a ajuns metru cub de piatră care se folosește și la sistemul de desulfurare și piatra care se folosește pentru amenajarea drumurilor în carieră la prețul tonei de carbone. Prin diferite tertipuri s-au făcut prețurile încât de aici se obțin niște bani. Și se mai duc și așa, în altă parte. Evident. A mers exact și pe teraspolul. Celor care stau la căldurică, răcoare pe timpul de vară, iarna la căldurică, deci sporurile trebuie puse exact cum am discutat, trebuie puse unde trebuie. Sporurile direct celor care lucrează și lucrează în producție. Nu trebuie să le tăiem sporurile, trebuie să le dăm sporurile adecvate, adică să nu fie în minerii, să zicem, acel spor de fidelitate, pentru că e discriminare, adică cariera lui Poia să ia spor de fidelitate și cariera lui Șuța să ia, zic, să ia spor de carieră și spor de condiții deosebite. Nu mi se pare normal, da? Deci să fie un singur spor, în partea cealaltă un singur spor. Păi definirea exactă și cine beneficiază de el. Pentru că în zonele miniere a venit acest spor de fidelitate pentru clientela lor din zona TESA, care, știți dumneavoastră, la un angajat se calculează din clasa 1. Ia uitați dumneavoastră cât este clasa 1 de când?
din 2013-14, această grilă care este în contractul colectiv. Este 10.020.000 de lei, da? Din clasa asta se calculează acea fidelitate. Pe când la anumit nivel din grilă se calculează la salariu tarifar, adică pentru cei din TESA. Nu vi se pare că e anormal lucrul ăsta? Și să calculeze și la angajat din salariul lui tarifar. De ce să calculeze din salariul 1? Din clasa 1? Că nu poți să compari un... Deci, ați văzut un sport de 16% la salariul de 70-80 de milioane cu un salariu... Lider de sindicat în loc să indexeze grila. Dom'le, ăsta este de când era salariul minim 8 milioane. Da? Acum este 19 milioane. Trebuie indexată grila de fiecare dată. Absolut. Domnul Bozea și-a strâns mari lideri de sindicat care reprezintă pe ei, nu reprezintă oamenii, și au zis, domnule, trecem la clasa 10 ca să dăm bani la cât? La 1000 de oameni. I-a dus acolo. Acum a venit la 19 cu ceilalți, că i-a dus acolo și i-a apropiat de meseriaș. Adică cei care au avut clasele cele mai mici au fost manipulante, de genul ăsta, meserii mai de jos acolo. Dar i-a dus aici, lângă cei care au clasa 20, 21, 22, la 21 de milioane și el are 19 milioane. Mi s-a apropiat de el. Vedeți, aici este nemulțumirea acum. Acum cât să-i dai omul ăla aici? Îi dai două clase, da? Unde îl duci? Îl duci de la 21 la 23. Asta a fost, dar este celălalt acolo veche, în spate. Pentru zice... vechiul contract. Acum noi ce vrem să mergem pe nou contract, pe noua grilă de salarizare care o propunem noi. N-am vrut să... Am făcut-o publică, dar o să ieșim și cu proiectul nostru pe negocieri. Nu vrem să facem public până nu vor începe negocierile. Este calculată grila, exact desencadrează pe fundul de salarii. Pe fundul de salarii, da. De la o anumită clasă nu vor mai crește salariile și de la clasa 1 până la acea grilă vor crește salariile. Deci nu se face rabat sau să iese de fonduri suplimentare pentru fondul de salarii. Deci am avut specialiști economiști care ne-au calculat și ne-au afișat această grilă și grila aceasta este viabilă pentru fondul de salarii care este propus pentru 2018. Deci la noi am propus clasa 1 să plece la 2200-2300 de lei salariul care intră întâmplare. Este normal, așa mai trebuie departe, să fie clasa 1. Grila 1, ce i-a avut, sau clasa 1, cum era și aveau înainte, să plece la 6-7, care poate să ajungă la 2800-3000 de lei salariu. Mulți se vor uita aici la jumătatea grilei și vor zice, păi da, cine adică, vrea să ajungă asta? Ce să vă spun, că eu deci știu eu de la ceilalți lideri de sindicat acum, că văd un salariu minim brut în CEO la 2800? Păi știți cum este? 2900. Păi de asta dacă vă arată grila noastră dumneavoastră, da, dar ei se încadrează în grilele de salarizare care nu vor primi nimic. Și nu le convine. Tocmai ei să nu primească niciun ban la salariu. Dar nu vor să accepte ca să mai lasă și pe alții care sunt sclavi la ora actuală pe salarii de mizerie să ia și ei ceva. Să ia și ei ceva. Nu acceptă chestia asta. Că am văzut și prin presă, că au văzut ce am făcut noi pe la minister, că nu ia calcul propunerile noastre. Să revenim la ce ați făcut dumneavoastră la minister. Spuneați de faptul că vreți să vă deschideți acea carieră de piatră. Da. Bun, altă propunere făcută ministrului. Cu cine ați discutat ca să... Cu tot staful ministrului. Am avut și pe domnul ministru și pe a domnul... A fost și domnul Petru secretar, la discuții? Secretar de stat și domnul... Vișan? Vișan a fost și... Da, am avut discuții cu domnul Vișan. Da. Andrei Maireanu? Nu. Bun. Așa, care era directul tot. Bine, am avut cu domnul Crețan mai înainte, n-a putut să a avut altă problemă, dar am pus punctele și le-am discutat și cu domnul Maireanu, știa. Și a fost cu coeficientul de ierarhizare a claselor de la 1 la 5. Deci, dacă un director vrea 120 de milioane, să plece la 2.300.000 clasa 1. Am discutat și de patrimoniul acestui complex energetic Oltenia, care este o piatră de moară care o purtăm în spate. Avem terenuri la care plătim impozite. Sunt bani care se duc acolo. Să-i dea. Legea spune că trebuie să-i dai ori să închiriezi, ori să-l dai pe ceva bani. Dă-l, domne, pe 2 lei, dă-i scapă de... Aveți terenuri, aveți biserici, drumuri, aveți construcții dezafectate. Bineînțeles, și trebuie să scăpăm de ele. Pe care vi le cer comunitățile locale, pe care vi le cer comunitățile locale și...
Cineva din CEO, mă rog, nu directoratul, e vorba de Consiliul de Administrație, da, Marea Generală, ei sunt cei care trebuie să ia decizia asta, nu la nivel de director. Am discutat pe chestia asta și terenurile sunt luate și pe timpul înainte de 89, s-au luat pe decrete. Și în baza decretului acela, complexul este administrator. Și nu este o formă legală ca să poți să scape de ele. Asta spun. Pentru că discuțiile care am avut la mizele am avut și pe tema aceasta, că complexul este mare plătitor de taxe și impozite pentru satele făcute, pentru casele care s-au făcut, pentru expropiați, pentru biserici, pentru cimitire, da. Pentru... Asta e mare. Bun. Și de aici se poate aduce iar un fond de bani. Așa. Am discutat și de vinderea și... de cărbune direct către populație. Ca să se termine cu specula din zonele miniere. Și aceea am venit cu un punct de vedere să se micească formalitatea asta de acte. Că un om ca să poți să ia cumperi și cărbune la complex, trebuie să îi piardă vreo 3 zile. Să se simplifice procedura, da, bun. Exact. Alt punct, că vreau să trecem peste toate. Reorganizarea și redistribuirea personalului. Știți și dumneavoastră că la nivel de complex energetic s-a creat suprastructuri ineficiente economic. Adică, știți dumneavoastră, începând de la diviziile miniere, pe exploatări miniere, IMC-urile acelea, așa. Deci acolo este un excedent de personal care pur și simplu nu se justifică. Adică sunt bani. Personalul TESA, știți dumneavoastră, este un procent foarte mare. Să dea oameni afară. Nu să-i dea, nu să-i redistribuie. Să-i redistribuie în carieră. E greu să cred că o doamnă stimabilă pe tocuri va ajunge cumva să dea cu mătura. Da, suntem convins, pentru că acolo sunt soții de director. Așa, mai departe, ca să trec peste toate aceste propuneri, să-mi spuneți câte și cum le-a văzut. Și am ridicat problema și pentru încheierea de asigurări de viață, pentru angajații complexului. Așa. Aici a fost o părere un pic parțială. E opțiune personală a fiecăruia, poate să-și încheie. Pentru că complexul poate să încheie la angajați. La nivel de unitate. Aici s-au exprimat cei de la minister pentru locurile care au grad de periculozitate, se poate încheia asigurările de viață. Bun. Deci, în mare, cam astea au fost problemele dezbătute. Da. Bun. Ce au zis reprezentanții ministerului? Au fost de acord aproape 99%. Da. Am mers pe o creștere. Eu să zic că stați puțin că așa au fost de acord și cu cei care au fost la o zi după dumneavoastră. Domnul ministru a și zis, dar nu știu, n-ați făcut o grilă. De ce n-ați făcut-o până acum? De ce n-ați indexat-o? Nu eu, ministerul, voi, sindicatul, administrația. E adevărat. Dar așa a spus. Ne-a întrebat și despre partenerii sociali. Și am zis că partenerii sociali nu sunt de acord cu noi. Noi aici venim în fața dumneavoastră cu niște puncte de măsuri și puncte clare, dintre care putem să rezolvăm ceva cu salariile oamenilor din acest complex. Dar ceilalți parteneri sociali nu sunt de acord cu obiecțiunea noastră. De aia ne-am și spus să discutăm separat. Ministru, da, și să vă mai spun, secretar, să ia în calcul pe dumneavoastră? E o situație dificilă, trebuie să recunoașteți. Și sunteți în minoritate. A fost de acord cu majorarea fondului de salarii cu 10%. Deci ministrul a fost de acord cu majorarea fondului de salarii cu 10% ca să putem să implementăm tot ceea ce propunem noastre. Da. Acum știți cum este. Da, de ce și partidii ceilalți sociali. De ce n-ați mers la discuții alături de ceilalți colegi de la celelalte sindicate? Păi, știți, acolo a durat ore în șir și parcă îmi imaginez cum a fost. Roșca pe o parte cu tăblița și a început să deseneze excavatoare. Fiecare acolo se dă grandomanie. Este șefilor acolo. Nu au păreri constructive. Se duc fiecare cu tot felul de chestiuni. Nu, că ăla scoate mai mult cărbune, că ăla face mai mult nu știu ce. Deci este momentul ca și Roșca să-și aducă aminte că cariera Roșuță a stat o perioadă pe dreapta foarte mare, în care cariera lui Poia i-a ținut. Ei au dat așa senzația de forță, s-au dus împreună cu administrația. Și au vrut ca să vadă ministrul care este mai musculos. Care este mai musculos. Păi stați un pic, simțeau ei nevoia să se afirme în fața ministrului? Nu cred că asta e ideea.
De, ei s-au dus cu lecția învățată. Domnul Bozan le-a promis acei bani, știau că se va ajunge la acest lucru. Și mai... au avut întâlniri dinainte. Deci dumneavoastră știți că ei a fost tot orchestrat. Orchestrat. Deci da. A fost nevoie pe de altă parte să ajungă la minister? Pentru că văd că e o întrecere între sindicate. Hai, care ajunge nu primul să discutăm întrecere, cu ministrul? Am mers pe punctele noastre de vedere. Pentru că anul ăsta trebuie să se... Guvernul trebuie să facă bugetul complexului. Bun. Și asta e adevărat. Și da. Noi am zis ca ministerul să țină cont de niște puncte de vedere și ale noastre pentru realizarea acestui buget pe 2018. Eu vă întreb și eu așa, și ca un om care nu știe tot ceea ce se pe mecanismele astea de funcționare, nu era mai bine să negocieze contract colectiv de muncă, să cădeți de acord în mare despre, și după aceea să faceți toți lobby la minister? Noastră, practic, ați inversat pașii. Să ceru complexul energetic clar și la obiect, care, un lucru care trebuia să-l punem la dispoziție, da, bugetul. Nu se pune. Se pune fragmentat. Nu înțelegi nimic. Deci, bun, asta la momentul că tactica respectiv, haideți să administrație de a poți discuta pe dacă nu știi bugetul, nu știi. La ora respectivă nu se poate negocia contractul colectiv de muncă atâta timp cât nu ai bugetul în față. Și este posibil să mai... Păi, luni încep negocierile. Să se mai prelungească muncă două luni. Păi, stați un pic. Da, și asta e da. Luni încep negocierile. Cum adică nu știți bugetul? Păi, cum adică nu știți cu ce mergeți la negocieri? Că nu merge pricep. Pe ce dezbateți? Se merge pe fiecare capitol, se ia în... Probabil că partea scrisă acum, dar fără buget nu poți să faci. Suntem la final. Ce am priceput eu este că, așa ca o concluzie, pe repede înainte, dumneavoastră spuneți că se dau bani pe ochi frumoși. S-au exact. Făcut deja liste în anumite cariere. Și spunem că discrepanțele vor fi în continuare. Și că discrepanțele nu doar că vor fi în continuare, dar dacă se face, se procedează astfel, va crește nemulțumirea și vor crește diferențele salariale între oameni, că se fac presiuni asupra șefilor din cariere pentru includerea anumitor oameni pe aceste liste, că administrația a bătut palma cu sindicatele din complexul Oltenia și că de-aia este totul bine și frumos în momentul de față în această companie. Și că, atenție, din cele 25 de milioane, spuneți dumneavoastră, un milion deja s-a luat și s-a acordat. Și nu mi-aparțin concluziile. Sunt declarațiile invitațiilor mei, nu le iau de bune, secundine. Chiar vreau să verific toate aceste declarații făcute de invitații mei în această seară. Țin neapărat să discut cu liderii celorlalte sindicate din confederații, din complexul energetic Oltenia, pentru a clarifica în măsura în care pot să clarifice aceste acuzații. Eu una sper că nu este adevărat și că nu se confirmă nimic sau acuzații legale. Mult, pe mai puțin, vă ascult. Pentru ca să intre bine, să știe și toată lumea, Federația Univers, la nivel de comisia de negocieri, nu reprezintă decât 1628 de oameni. Este o federație, care... la discurs împotriva celor de la Univers. Atenție, este și Federația Națională Mine Energie, care e mare jucător în meciul ăsta. Mă refer de Federația Univers. Bun. Deci nu sunt cei 6.000, îi spun cei mari sindicaliști declarați. Nu. Sunt 1628 de plătitori de cotizație la Federația Univers și Federația Univers acești oameni reprezintă. Mulțumesc mult de tot, stimați invitați, vă aștept și cu altă ocazie. Noi ne revedem mâine seară. Toate cele bune!